găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Nova Timi. Și astăzi am o invitată care nu mai are nevoie de nicio prezentare. O iubim cu toții, ascultăm cântecele, scoate hit după hit. Putem spune că sunt cele mai frumoase brâuri bănățene pe care le are dumnea ei în repertoriu. Cele mai frumoase brâuri ale Banatului le dă și le-a dat doamna Mihaela Petrovici, căci despre ea este vorba. Ea este invitata mea de astăzi. După cum vă spuneam, nu mai are nevoie de nicio prezentare, știți foarte bine, cântă dumnezeiește atât folclor, dar și romanțe pentru cei care au avut oportunitatea de a o asculta. Așadar, mă grăbesc să o salut pentru că avem foarte multe de vorbit și timpul când ai un invitat atât de deosebit este întotdeauna prea puțin. Vă mulțumesc, doamna Mihaela Petrovici, pentru onoarea de a fi aici la mine în emisiune și vreau să vă întreb, în primul rând, ce înseamnă succesul pentru dumneavoastră, pentru că vă bucurați din plin de el. Dumneavoastră ne puteți da o definiție atât de clară a succesului, pentru că îl simțiți și vă bucurați de el în fiecare zi. În primul rând, te salut, Andrei, pe tine, dar și pe telespectatorii tăi. Atât am mai lăudat. De m-au cuprins emoțiile. Nu v-am lăudat, sunt lucruri reale. Da, mă bucur tare mult că brâurile mele au ajuns acolo unde trebuie, la sufletul publicului, ca și de altfel multe alte cântări de ale mele. Nu doar brâurile, nu clar. Doar brâurile, e adevărat. Și cheia succesului, sau ce înseamnă succesul pentru mine, păi înseamnă multă muncă. Înseamnă multă muncă, multă implicare, sacrificii, nu-i tocmai ușor drumul ăsta spre succes. Acum tu spui că eu am atins succesul sau eu știu, dar eu și acum muncesc ca și când aș fi la început. Și cred că așa o să fac mereu. Apropo de începuturi, căci asta voiam să vă întreb, aș vrea să ne întoarceți în timp când Mihaela Petrovici era mică. Visa Mihaela Petrovici mică că vrea să fie solistă? Știa lucrul acesta? Aș dorea să cânte? Măi, nu. Întorcându-mă în copilăria mea, pot să spun că am avut, cum să spun, așa un feeling spre tot ce înseamnă zona asta artistică, pentru că spuneam poezii, am dirijat un corul de la grădiniță, copil fiind. Însă nu m-am gândit niciodată că voi ajunge pe o scenă, voi ajunge să cânt sau că voi urma această cale a cântecului. De dragul doamnei educatoare, doamna Eliza, voiam să mă fac educatoare și eu. Și tocmai de aceea m-am pregătit pentru liceu pedagogic, unde am dat la cum era înainte la treapta întâi și am picat și viața și, să spun așa, destinul m-a dus spre începuturile drumului meu în această cale, la liceul agricol din Lugoj, unde am început, de fapt, să cochetez cu scena, cu festivalurile Cântarea României de pe acele vremuri. Uite, spun acele vremuri ca și când ar fi a costă de ani, dar cam atâta îi. Să știți că nu arătați, parcă ar fi ieri. Da, mulțumesc frumos. Da, și de acolo a pornit. Însă eu am mai cochetat și cu vioara, dar cu vioara clasică, muzica clasică. Dar și aia a fost o perioadă și o etapă de viață foarte bună pentru mine, neștiind că voi ajunge să fac muzică. Și când v-ați dat seama, propriu-zis, că ăsta este drumul dumneavoastră, așa cum spune și o cântare de-a dumneavoastră? Ăsta e drumul meu și asta mi-s eu. Păi, am început să particip la festivalurile Cântarea României și am totul la locul întâi. Și m-am gândit că e fain, e ceva bine, fac ceva bine acolo. Bine, nu eram eu, eram de nivelul acela. Și m-am gândit că e bine și a început să-mi placă. Și am mers mai departe și ai văzut viața cum te duce pe cărările, pe unde trebuie să fii. Credeți în destin? Credeți Cred în Dumnezeu și în îndrumarea Lui și în ceea ce El scrie. Noi oamenii vedem o secvență de viață. Dumnezeu de sus vede tot filmul vieții și atunci cumva ne direcționează. Cred în Dumnezeu, cred în Îngerul Păzitor și în multe alte ce frumos. Entități, da, 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 da. Vă simțiți protejată? Vă simțiți iubită? Mă simt protejată, mă simt iubită de Dumnezeu și simt dragostea Lui
prin tot ceea ce se întâmplă în jurul meu, prin binecuvântările pe care le-am primit, copilul meu, glasul meu, oamenii din jurul meu, pentru că contează foarte mult și se spune că Dumnezeu lucrează prin oameni. Și atunci oamenii din jurul meu, cum să spun, contează foarte mult pentru mine. Și sunt oamenii mei, cum se spune, da? Fiecare om are, uite, colegii mei de trupă. Eu vreau să cred că Dumnezeu lucrând prin oameni mi-a trimis cumva așa. Ne suntem foarte faini ca și trupă și ne înțelegem foarte bine și suntem foarte conectați unul la celălalt. De aia și merge treaba, că suntem de ani buni împreună ca și formație. Și vreau să spun că sunt niște băieți de mare caracter, pentru că mai vreau să spun că nu e doar ok să fii super muzicant și să faci 70 de milioane de floricele pe secundă și, mă rog, virtuozități de genul. E important să ai și caracter. Să fii și om. Să fii și om, să ai și caracter, să ai educație, să știi ce să faci pe lumea asta și cu oamenii din jurul tău. Aveți o carieră de succes, aveți un copil minunat, pare că aveți totul. Totuși, ce-și mai dorește Mihaela Petrovici? Aveți așa un vis pe care încă nu l-ați atins? Sau o dorință? Să știi că odată cu trecerea timpului și viața m-a înțelepțit, am ajuns acum într-un punct în care sunt atât de mulțumită și de împlinită cu tot ce am eu, încât vreau să mă bucur de ce am realizat până acum. Știi? Parcă nu mi-aș mai... Am lucruri pe care mi le doresc, dar nu sunt, cum să spun, vise, eu știu, niște vise așa să le îndeplinesc. Eu nu. Vreau tot ce să mă vine bucur. E bonus. Da, da. Vreau să mă bucur de ce am muncit eu până acum. Că viața e cu bune și cu rele. Și am avut și bune, am avut și rele, am trecut și bine și rău și greu și ușor. Dar acum vreau să mă bucur. Și chiar mă bucur. Cum este să ajungi la un asemenea punct în viață în care poți să spui că, cum spuneți dumneavoastră, că aveți totul. Cumva sunteți liniștită, împăcată, da, fericită. Cum se simte lucrul ăsta? E fain. E foarte fain. Dar după foarte multă muncă. Ani. Zeci de ani de muncă, zeci de ani de e bine, nu e bine, de nopți nedormite, de frământări, de... Cum să spun? E o luptă. Dar e fain când ajungi aici. Care a fost cea mai grea cumpănă pe care o priviți astăzi în spate și sunteți mândră că ați depășit-o? Ați avut așa un impediment? Hai să-ți spun despre mine ceva personal, să spun așa. Eu nu plâng una cu două. Adică nu îmi place să mă mățâiesc așa, să plâng din orice. Dar eu când plâng, înseamnă că mă doare foarte tare sufletul. Și am avut două momente de acest fel în viața mea, când s-a îmbolnăvit mama și a murit și când l-am născut pe Luca, eu l-am născut pe Luca prematur și nu prea știam ce se întâmplă, ce va fi cu el. Astea două lucruri au fost cumpene și atunci am simțit protecția lui Dumnezeu și a Maicii Domnului. Dar asta pot să spun că au fost cumpenele vieții mele și le-am trecut destul de greu, să zic așa. Adică mi-a fost foarte greu. Și în acele momente aveați, mă gândesc, și evenimente. Cât este de greu pentru un solist care are în suflet o povară sau o durere, iată, ca pierderea mamei, să poată merge la o nuntă sau pe o scenă și să își facă rolul? Mama am înmormântat-o joi și sâmbătă și duminică am avut eveniment. Foarte greu. Nu știu dacă am fost acolo la evenimentul ăla. Adică eram fizic, dar nu eram cu sufletul acolo. Foarte greu. Și perioada care a urmat, luni de zile, a fost greu. E greu. E greu. E greu să-ți pierzi un părinte, mai ales că eu am crescut doar cu mama. Și rămânând fără ea, mi s-a părut că s-a dus o parte din viață, din echilibrul meu, să zic așa. Da. Acum ați lansat de curând o piesă despre mama. Vine ca un tribut pentru mama dumneavoastră? Da, pot să spun și așa, dar nu știu, am văzut și pe mama în piesa asta, cumva am simțit-o și pe mama, am simțit că și ei îi cânt asta, dar m-am văzut și pe mine în piesa asta.
pentru că și eu sunt mamă și știi, doar când ești părinte și mamă sau tată, poți să simți emoțiile și trăirile pe care le simte un părinte. Doar atunci poți să înțelegi tot ce spune un părinte, știi? Și ce, cum sunte și ce simte doamna Mihaela Petrovici ca mamă? Cum este rolul acesta? Măi, nu e simplu. Este o responsabilitate foarte mare, pentru că, practic, ai un pui de om. Ai un pui de om și trebuie să-l crești, să-l îndrumi, să-l înveți. Și nu e tocmai simplu. De curând am descoperit că, de fapt, nu doar pe Luca trebuie să le duc, ci și pe mine. Pentru că Luca este în perioada adolescenței. Are o grămadă de trăiri pe care la început nu le-am înțeles, dar pe urmă am încercat pe cât posibil să mă schimb și eu. Aveam niște limitări, niște, eu știu... Programe, ca să zicem programe, așa, din trecut. Da, pentru că noi, copiii de ziua de astăzi sunt altfel decât noi. Ne-am crescut altfel, ei au altfel de deschidere. Și atunci a trebuit să trec peste limitările mele și să le iau în considerare pe ale lui. Să iau în considerare și ce spune el, să intru în mintea lui, cumva, și să fim și prieteni, dar nu chiar prieteni, adică trebuie să existe și relația asta de părinte-copil, adică eu pot să fiu prietena ta, dar până într-un punct. De acolo sunt părintele tău și trebuie să știi că ceea ce spun eu e spre binele tău și trebuie să respecti asta. Este mândru Luca de dumneavoastră, vă ascultă, vă moștenește talentul? Ce spun colegii lui care vă îndrăgește și care... Să știi că colegii lui Luca, cum să spun, iubesc mai mult muzica mea decât o face Luca. Luca nu este cu popular, el de mic spunea, eu nu mă fac popular. Are ureche muzicală, e talentat, pentru că în momentul când a fost la grădiniță, am complotat așa puțin cu doamna lui educatoare și a cântat frumoasă e vecina noastră. Și foarte frumos, deci are ureche muzicală, are ritm, are, dar nu îi place pentru că în momentul când a fost mic, fiind tot plecată, el a perceput muzica ca pe ceva care o ia mama. Pe mama de lângă el. Și atunci, cumva, nu prea s-a apropiat de zona asta. Dar există atâtea meserii. Nu ține apărat, nu l-am obligat, pentru că asta nu se face obligat, înțelegi? Asta dacă te atrage și dacă simți că trebuie să fii acolo și dacă... În fine, e mult de vorbit pe tema asta, dar să lăsăm așa. Însă e cu minte... E cu minte, acum, na, poate că mai face și el prostii fără să știi, ca orice copil, dar în mare e cu minte, ne înțelegem foarte fain, cel puțin în ultima perioadă ne înțelegem foarte fain și sper să-l țină, sper să... Dar e un copil bun, e un copil foarte bun. Au trecut anii prea repede, vi se pare că a crescut prea în grabă? Au trecut anii, cum să spun, ca un vis, val vârtej. Are un 80, e mai nou, merge la sală, se ocupă de el. Au trecut anii, era mic, nu ajungea nici la masă și acum, dintr-o dată, e mai mare cu două capete decât mine. Da. Dar e o realizare, poate cea mai importantă, cu siguranță cea mai importantă, da. Realizarea a vieții dumneavoastră. Da. Întotdeauna când era mic și ne rugam seara, spuneam prima dată îl iubim pe Dumnezeu, după aceea eu pe tine și tu pe mine și după aceea pe restul lumii. L-ați crescut frumos și iată, spuneți și dumneavoastră că ați încercat să vă autodepășiți ca da, să fiți o da, mamă cât mai bună da, pentru da, el. Da, e necesar. Adică dacă noi ca părinți credem că știm totul, acolo e o problemă. Să știți că se vede din postările dumneavoastră și prin faptul că vă urmăresc activitatea în online, îmi dau seama că vă căutați foarte mult, că sunteți axată pe această dezvoltare personală, că citiți foarte mult și că și înțelegeți și aplicați cumva da, în viața da, voastră. Da. Din pandemie am descoperit zona asta de dezvoltare personală. Mi-a plăcut extraordinar de tare și acum nu vreau să spun că eu sunt nu știu pe ce nivel. Nu.
Dar am deschis așa cutia Pandorei și e fain, e fain. Te descoperi pe tine, descoperi niște lucruri pe care nu știam că există înainte Ați găsit de a le răspunsuri, poate, citi. pe care le-ați Găsit căutat toată răspunsuri, viața până atunci. da. Și e fain, e fain. Deci, recomandați tuturor să meargă pe acest drum cumva, să Da, caute recomand. răspunsuri. Recomand tuturor să se caute. Să se caute. Și unde ați găsit răspunsul? Tot în dumneavoastră, nu? Totul e noi. Totul e noi și legătura cu Dumnezeu contează foarte mult. Foarte mult. Eu pot să spun că mergând la Ierusalim și avându-l păstor, ca să spun așa, pe părintele Eugen Babescu, Doamne, deci acolo s-a deschis o lume deosebit de frumoasă pentru mine. Și să fie 4 sau 5 ani de când mergem împreună cu grupul, un grup foarte frumos. Și anul ăsta, anul trecut, a început război, n-am mai putut să merg. Și V-a lipsit, v-a parcă scos din nu, da, ritm, da. parcă nu mi-e bine. Parcă vreau să merg din nou acolo. Veți merge anul acesta? Da, Doamne ajută, da, eu îmi doresc foarte tare. Vreau să vă întreb, pentru că am foarte multe lucruri pe care vreau să le aflu de la dumneavoastră și timpul este prea scurt. Foarte mulți și soliști, dar și toți cei care vă îndrăgesc, remarcă că aveți piese extraordinare, că vă vin idei geniale, ca să zic așa. Cum vă vin aceste idei? De unde a ta inspirație? Că păreți un izvor nesecat de inspirație. Să știi că și eu mă mir câteodată. Tu știi că noi lucrăm împreună la texte și, de altfel, cu toți textierii cu care eu am lucrat și, dacă îmi dai voie, aș vrea să-i menționez pe Cum să nu, toți. cu tot dragul. Eu dau direcția temei Exact, textului, da. a melodiei. Și atunci, primul textier cu care am lucrat extraordinar de bine, Dorina Șovre. Vezi, trebuie să existe o conexiune între oameni. Dorina m-a simțit plin, la fel ca și Maria Borțun Popescu, la fel ca și Adrian Drăgan de la Buzeaș și tu. Acum mai nou, tu. Da. Tu ești din generația mai tânără, mai, da. Cu toții voi, noi cu toții participăm la realizarea unei melodii, nu? Da. Textierul, linia melodică, bun, eu, orchestratorul, să zicem, Sebastian Roșca și cu restul băieților Da. cu care am lucrat. Toți participăm. Deci nimic nu e întâmplător. Ca să fie o piesă bună, trebuie să fie și restul oamenilor buni. Degeaba eu vin cu o piesă super faină și nu-i bună orchestrația, nu-i bun textul, nu se potrivește. Știi că totul trebuie să se lege așa. Înțelegi? Cam acolo, cam aici se învârte, nu știu, o piesă bună. Nu? Cam în Da, zona dar asta. ideea se naște de la dumneavoastră. Ideile, da, ideile îmi vin, nu știu cum îmi vin. Am citit că există îngerul inspirației, dar îl cheamă cumva și nu țin minte numele, dar se pare că lucrăm foarte bine. Nu știu cum îmi vin ideile, nu știu, pur și simplu. Mă inspiră, uite, o discuție pe care o aud lângă mine și mă inspiră. Sau, nu știu, orice trăire, orice aud, orice văd, mă inspiră. Știți, mie mi se pare, na, acum textele mi se par cumva, pentru că îmi place să fac asta, ușor de făcut. Dar linia melodică să vă vină așa și atât de frumos, mi se pare cumva din alt univers, nu știu. Și să știți, vă mărturisesc aici în direct, ca să zic așa un lucru, atunci când am început noi colaborarea noastră, eu de foarte multe ori vă scriam, dar nu v-am trimis niciodată. Vă scriam să vă întreb dacă nu cumva ați dori să colaborați cu mine, fiind la început. Da, Dar deci nu cred. mă gândeam că dumneavoastră oricum aveți un textier 10 și nu o să vă uitați la mine. Și atunci când am văzut că m-ați scris prima oară, pentru Păi mine a da. fost un vis împlinit. Și vă Deci mi mulțumesc. s-a părut, tu știi că eu îți spun genialul. Tu știi. Mulțumesc. Deci, na. Frumos, foarte frumos. Deci eu mențin asta. Oamenii trebuie să rezoneze ca să facă lucruri frumoase. Dacă nu Așa e. există conexiune, nu există nimic. Așa e. Vreau să vă întreb, apropo de texte, de melodii, ce surprize ne mai pregătiți? Acum ați lansat Foarte recent multe. foarte Deci, multe, nu? foarte multe. Deci, pe tot parcursul acestui an, mi-am propus să vin cu piese noi. Am destul de multe în lucru și mai urmează.
Mă bucur foarte mult pentru că tot timpul m-am gândit, aveți piese foarte frumoase, doar că mie, cel puțin, mi se părea că le scoateți prea rar față de câte nevoie avem noi de cântări de la dumneavoastră. Nu că ați fi scos rar, Deci, doar că noi ne dorim foarte mult. da, ok. Nu e rar. Eu consider că o melodie trebuie să se așeze atât din punct de vedere al publicului, da? Să-și o însușească, Da. să se așeze acolo. Așa cred eu. Mie, oricum, mi se pare un ritm haotic Ce se întâmplă ce se acum? întâmplă acum, pentru că e foarte multe piese pe care oricum mor. Multe dintre Foarte ele, da. multe dintre ele mor. Și e păcat, că e muncă. Toată lumea muncește, nu doar eu spun asta. Deci orice om care Sigur. se ocupă de asta e o muncă în spate. Și, na, la fel ca și mine, textieri, filmări, e o muncă. Dar se pierd foarte mult. Și atunci eu zic că trebuie să se așeze piesele. Să se așeze, lumea să le asculte, să le învețe. Ai văzut cum le cântă toată lumea, cum le cântă publicul, cum... Eu zic că e ok E ritmul ok, ăsta. doar că noi ne dorim mai mult pentru că Eu vă iubim știu. Știi muzica. ce se întâmplă? În momentul în care se lansează o piesă, da? Primesc mesaje. Când scoateți o piesă nouă? Pe bune? Acum am scos-o. E nouă, e caldă, e... Ne grăbim prea mult, așa, suntem Da, oricum în ne secolul grăbim vitezei și... oricum ne grăbim prea mult. Totul este haotic și cred că nu e ok. Așa este, Nu ne nu e mai ok. rămâne timp să ne bucurăm de lumea din jurul nostru, pentru că vrem altceva și altceva și altceva și altceva și unde vom ajunge? Și cum reușiți să vă gestionați timpul ăsta? Pentru că dumneavoastră clar sunteți o persoană extrem de ocupată. Păi reușesc pentru că mi-mi impun. Adică pentru mine timpul petrecut cu Luca e sfânt, timpul pentru mine e sfânt la fel și bineînțeles în timpul sezonului de cântări, e timpul dedicat pentru asta, pentru muzică, nu fac altceva. Da? Mă ocup de asta. Și după un sezon greu, ce vă doriți să faceți? Adică la ce visați când Păi, sunteți în toiul evenimentelor? la o vacanță frumoasă, eu știu, la relaxare, așa, da. Și cum vă place să vă relaxați? Ce faceți în timpul liber? Ce hobby-uri aveți? Ah, ce hobby-uri am. Stai să mă gândesc. Uite, când sunt eu așa, în relax, așa, îmi place să mă plimb cu bicicleta. Îmi place să mă duc în natură, prin păduri, prin așa, să colind dealurile, să așa. Pentru că asta făceam în copilărie, la bunicii mei. Și cumva îmi place să mă reîntorc tot timpul acolo. Oricum, când intru în satul bunicilor mei, mă cuprinde o emoție greu de explicat. Deși spuneați că nu plângeți, înseamnă că nu vă exteriorizați neapărat, dar sunteți o persoană cu siguranță plină de emoții și cu un suflet cald și bun, Dacă pentru nu că aș fi, transpare. da, dacă nu aș fi plin de emoție, n-aș putea să fac meseria asta. Apropo de emoții, cum v-ați stăpânit emoțiile la început, mă refer, când mă gândesc că ați avut și dumneavoastră ca orice alt tânăr care Da, urcă am pe avut scenă? momentele de început. Aici iar am fost. Eu am fost o norocoasă. Eu mă declar o norocoasă. De ce spun asta? Pentru că am avut lângă mine oameni care au avut încredere în mine și aici vreau să-l amintesc pe. În primul rând pe domnul Gelustan, pe Tiberiu Ceea, pe domnul dirijor Ionel Bogdan. Păi, aveam 16 ani când am urcat prima dată pe scenă alături de o orchestră atât de mare ca cea a IJTL-ului, condusă de domnul dirijor Ionel Bogdan. Și acum să fim sinceri, cum să lași un copil de 16 ani să cânte pe scenă? Pe bune, știi? Da. Dar au avut încredere în mine, au simțit că pot mai mult și mi-au dat șansa asta. Și atunci, urcând pe scenă, dar pe ce scenă, lângă mine cine credeți că era? Domnul Vasile Conea, Ah. domnul Petrică Moise, Dorina Cerneanțu, Nelu Blidaru, și mulți, mulți alți interpreți care aveau o carieră în spate, deja. Și atunci ce făceam? Stăteam în culise, când, bine, eu începeam spectacolul, că eram cea mai mică. Și stăteam în culise tot spectacolul și urmăream. Și de acolo am învățat. Ați visat atunci că veți deveni, iată ce ați devenit astăzi, Nu. adică la un nivel Nu am cu... visat. Poate nici nu știam. Sau poate că visam, dar nu-mi dădeam seama. Dar știu că mi-am propus atunci
să muncesc atât de mult, să ajung și eu așa. Înțelegi? Deci mi-am propus să muncesc. Dar n-am visat atunci că vezi, Doamne, ce, știi? Pentru că n-ai de unde să știi unde te duce viața. Dar mi-am propus, știu, asta știu sigur că mi-am propus să muncesc atât de mult încât să înaintez în... Și ați reușit cu brio. Și-am reușit, cum vi se pare generația nouă, care începe acum să cânte? Mi se par foarte buni. Sunt copii foarte buni, foarte talentați, muncitori. Acum, știi cum? Fiecare face cum poate și cât poate. Știi? Uh-huh. De ce să... Eu am auzit așa că... Ce e generația tânără? Nu. Și noi am fost la început... Sigur că și printre ei sunt, și sunt buni și răi, că și în generația noastră au fost, dar sunt copii buni. Sunt copii buni. Mi-e drag de ei. Și întotdeauna caut... Să știi că, uite, sezonul trecut și celălalt, l-am avut alături de mine pe Ion Alexandrescu. Uh-huh. O voce deosebită, da. Un tânăr absolut talentat și cu un caracter atât de frumos și atât de un om deosebit. Și îl recomand cu tot sufletul peste tot, pentru că muncește, are un caracter frumos și merită să fie acolo, merită să fie în vârf. Da, și la fel ca el și alți tineri, foarte talentați, mi-e drag de ei. Pentru că, din păcate, timpul alocat spațiului de emisie este pe final, aș vrea să facem un exercițiu de imaginație în ultimul minut al emisiunii. Să vă imaginați că aveți pe Mihaela mică, ce ați spune acum? Copilului Mihaela. Oh, știi ce aș spune? Aș îmbrățișa-o tare, tare. Și aș spune, te iubesc din tot sufletul meu. Ai reușit. Te felicit. Ești puternică. Ai reușit. Vă spuneți des, te iubesc, dumneavoastră? Sunteți... De o perioadă, da. De o perioadă bună, da. Uite, vezi? Mă emoționez de fiecare dată când vorbesc despre mine mică. Pentru că am fost un copil foarte cuminte, foarte bun, foarte liniștit, foarte... Și n-am știut că sunt atât de puternică. Nu știam că sunt atât de puternică. Nu știam că voi trece prin atâtea și voi reuși și voi fi aici. Viața v-a demonstrat că puteți. Da, da. Oricine poate, să știi. Oricine poate, dacă își dorește cu adevărat și dacă muncește mult. Totul este despre cât muncești, despre cât efort depui, despre intențiile tale și despre cât de om ești până la urmă. Îmi promiteți, vă rog, din suflet, când timpul vă va permite că veți reveni aici pentru a continua discuția. Promit. Timpul e prea scurt, v-am spus. Da, vă mulțumesc din suflet că ați venit, drag. Pentru tot ce ne-ați spus. A fost o întâlnire... cum să spun, depus aici la suflet. Mă bucur tare mult. Vă mulțumesc mult. Cu mare drag. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru atenție. Rămâneți alături de programele televiziunii Tele Europa Nova, dar și de invitata mea, doamna Mihaela Petrovici, pentru că ați auzit și dumneavoastră, vă pregătește și ne pregătește surprize muzicale inedite. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune. La revedere!